Finlanda, Spania sau Suedia folosesc în siguranță această tehnologie. Mai mult, știați că aceasta este metoda optimă la Roșia Montană datorită tipului de minereu existent? Proiectul Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu. Află mai multe pe rmgc.ro. Bună seara, bine v-am găsit la Realitatea Zilei, emisiunea care pune punctul pe zi. Ce vedeți acum pe ecran nu este un șarpe boa, este labirintul puterii. Să recapitulăm. Ieri, premierul Boc l-a anunțat pe Mircea Geoană că îl remaniază pe Dan Nica. Geoană îi spune premierului că n-acceptă. Boc îi dă un ultimatum pentru astăzi, să accepte și să nominalizeze pe altcineva. Geoană nu acceptă din nou. Premierul îi transmite președintelui Băsescu hârtia cu revocarea lui Nica. Și Boc și Geoană sunt chemați la Palatul Cotroceni. Are loc o scurtă întâlnire soldată cu un eșec, iar apoi Traian Băsescu le comunică lui Boc și lui Geoană soluțiile. Așa se întâmplă în cazul lor, pentru mizele lor. În cazul unui român obișnuit nu există labirint, ci numai linii drepte. Vine șeful și spune, te dau afară, pa, la revedere. Vine patronul și zice, îți stai salariu. Te-am pupat pe portofel, vine guvernul și îți face grila de salarii. Taci și înghiți. Asta este diferența între țara lor și țara ta. Coincidență nefericită, ambele se numesc România. Invitați la Realitatea Zilei. Doamna Sulfina Barbu, deputat PDL, domnul Valeriu Zgoneal, așteptăm să vină, deputat PSD, domnul Lucian Bolcaș, vicepreședinte PRM, domnul Ioan Ghișe, senator PNL, de asemenea jurnalistul Tudor Octavian. Bun, PSD îl vrea pe Nica, PDL pe Blaga. Președintele propune a treia cale, un ministru independent sau unul din opoziție. Mircea Geoană nu este de acord cu varianta unui independent la interne și propune un premier independent. Până la stabilirea unei soluții, președintele a amânat semnarea revocării lui Dan Nica și a recomandat celor două partide să se mai consulte. Cele două soluții pe care le-am propus, ori să cadă de acord asupra unei persoane care este neutră din punct de vedere politic pentru a fi desemnată în funcția de ministru. Mai există o soluție care eu cred că poate închide gura celor două partide, desemnarea unui ministru care să provină din opoziție. Nu mă grăbesc însă, prefer să las cele două partide să găsească soluții. Propunerea de preluare a portofolului pe care a făcut-o premierul cu interimatul legat de interimatul de la Ministerul de Interne este una care poate accentua neîncrederea între cele două partide. Păi să revenim la labirintul acela pe care l-ați văzut la început, că așa e viața la noi. Dacă pui și te-a pus să desenezi cum stau lucrurile în politică de ieri până azi, îți iese pe harta României treaba asta. Doamna Sulfina Barbu, de ce nu puteți să luați o decizie tranșantă? Pentru că făceam comparația cu omul obișnuit, căruia îi se comunică pur și simplu ce îi se întâmplă și nu are timp să negocieze, să mai vadă. El nu-și permite astfel de dantelării. În primul rând, în politică și într-o coaliție, sunt niște reguli de respectat. Regulile au fost spuse suficient, nu cred că trebuie să le mai repet eu aici. În al doilea rând, ce cred că este important, că aceste decizii să se ia într-un mod transparent și nu în spatele ușilor închise. Dar scopul pentru care aceste decizii sunt luate sunt în interes public. Dacă discutăm despre Ministerul de Interne, este ministerul care trebuie să asigure siguranța cetățeanului pe stradă. Și faptul că obiectivele acestea la minister nu au fost îndeplinite, toate acestea s-au transformat în decizia premierului. Eu cred că nimeni nu poate să oblige primul ministru al României să lucreze cu un membru al cabinetului în care nu mai are încredere. Doamna Barbu, cea mai bună siguranță a cetățeanului pe timp de criză e siguranța buzunarului cetățeanului. Că nu e dat afară, că și-a leafa și așa mai departe.
în plină criză, nu se poate lua o măsură tranșantă? Aveți timp de negocieri? Stai să vedem, poate ne retragem miniștrii, dar poate rămânem, dar ne mai întâlnim în seara asta sau poate mâine dimineața? Constituțional și președintele are un rol important în acest proces și ați văzut propunerile domniei sale. Cred că este clar pentru toată lumea că președintele României nu avantajează Partidul Democrat Liberal, așa cum s-a spus până acum, ci este mai interesat de stabilitate politică, este mai interesat de evitarea unei crize politice care să se suprapună peste criza economică. Cele două partide au timp în seara aceasta, mâine dimineață, să se întâlnească în coariție, să ne întâlnim, să discutăm și să luăm o decizie. Mircea Geană e la Constanța, președintele la Târgu Mureș. Țara e în criză. Vorbim acum de președinții celor două partide. Președintele Partidului Democrat Liberal este în București, așa a anunțat, invită partenerii de coaliție să discutăm în seara aceasta, la ora 21, la ora 22, mâine dimineață, la ora 9, dacă nu este posibil. Și se pot întâlni la jumătatea distanței, pe podul de la Cernavodă. Dar nu au fost impuse condiții pentru un anumit loc de întâlnire. Important este să aibă loc întâlnirea coaliției și să continue dialogul. Domnule Zgonea, bine ați venit. Avem o hartă. O punem să o vedeți și dumneavoastră. Așa arată labirintul puterii dacă ne luăm după ce s-a întâmplat în ultimile zile. Boc îl remaniază pe Nica, Joana zice nu, Boc dă ultimatum, Joana zice nu, președintele cheamă la Cotroceni, le dă o soluție, Joana zice nu, urmează alte întâlniri. Dacă un cetățean obișnuit e în fața șefului, știe că e dat afară sau îi se micșorează salariul zilele astea și n-are timp de labirinturi de genul ăsta. Cât vă mai certați? Nu vorbiți cu noi, că din păcate s-ar părea că noi nu prea avem deciziile în mână. Domnul Boc și cu domnul Băsescu. Întreba strategii de la Cotroceni și pe domnul Băsescu. Cam ce vrea să mai schimbe? Eu m-am gândit la un guvern din 4 plus 1 și am și propus ieri în Comitetul Executiv cu un guvern din 4 membrii PDL care se ocupe pe rând câte 6-7 funcții și cu domnul Boc pe post de gramofon, că de fapt asta e domnia sa. Îmi pare rău că îi spun așa, dar nu se poate să comporte așa fel, să nu știe Constituția, jurist fiind, să accepte, eu știu, toate aberațiile pe care le spune în ultimul timp și după aceea cu nonșalanță, după ce îi dă cu parul în cap unui coleg care îl apreciază în ultimul timp, după aceea să-i spună, vrei să vii cu familia ca să ne înțelegem, poate am greșit, hai, poate ne vedem în seara asta la ora 9, dacă vecinul te-a dat afară și te-a arestat poliția, asta? Nu e o problemă. Nu mai vedem ăsta de seara asta. Mâine dimineața la ora 9, dacă nu vrei în seara asta. În seara asta sau mâine dimineață mergeți? Nu. Partidul Social-Democrat, domnul Vitescu, haideți să stabilim. Noi nu facem aici un joc de glezne și venim la guvernare, plecăm de la guvernare, azi îl dăm afară pe ministru Nica, pentru că n-are niciun motiv, de fapt, infracționalitatea a scăzut în comparație cu, să zicem, perioada în care domnul Vasile Blaga a fost ministru, da? Sau poate nu mi-aduc eu aminte, poate că poliția română trimite date false. Vă dau o veste, în timpul guvernării dumneavoastră toate au scăzut în țara asta. Din păcate trebuie să recunosc că aveți dreptate. Bun. Domnule Ghișe, cum se finalizează toată tevatura asta? Președintele Băsescu se joacă cu România și joystick-ul domniei sale este domnul Boc. Asta se petrece. Pentru cetățeni avem două repere. Noi suntem calculatorul, să. Da, noi suntem, ei sunt într-o lume virtuală. Joystick-ul e chestia aia mică ce se apasă pe cap. Da, da, manual. Noi suntem în situația că cetățenii României văd cum de la plus 8 creștere economică, prima în Europa, România a ajuns pe ultimul loc, minus 8 creștere economică, în 8 luni. Asta este performanța guvernului Băsescu, Joana Boc. Și noi spunem că acest guvern trebuie să-și termine prestația, pentru că duce țara de râpă, cea mai gravă situație, am spus-o ieri în Senat printr-o declarație politică, fără mandat legal, doi domni, ministrul de finanțe și guvernatorul Băncii Naționale, fără mandat legal, au împrumutat România 20 de miliarde de euro cu niște condiții impuse de Fondul Monetar care sunt secrete împotriva legii. Legea documentelor clasificate prezintă ce documente pot fi secretizate. Nu
acordurile de împrumut. Bun, revenim la situația de azi. Cetățenii români asistă, cred că eu cel puțin mă uit la televizor, am și pentru dat înainte de emisiune o, să vedeți o poantă excepțională. Emisiunii. Eram la masă, vine colegul deputat, colegul doamnei ministru, sau fost ministru, vine și ne spune domnul Fenechiu, zice, nu se duce Gioana la Cotroceni. Eu eram la masă cu un prieten. Și se așează la masă și când dă drumul la mesajele de pe mail, zice, acum se duce la Cotroceni. Deci asta se petrece în țara, asta e o nebunie. La da. Interval de 5 minute, președintele bun, și cu al doilea om în stat se întâlnesc sau nu se întâlnesc. O să vă prezentăm date pe parcursul emisiunii despre starea economică a României, că tot vorbim despre Ministerul de Interne și remanierea domnului Nica. Nu știm cum se va soluționa. Dar o să vedeți, iată, de pildă, cele mai ineficiente măsuri anticriză din lume, practic, potrivit cercetătorilor Universității din München, care acordă României nota 1,3 pe o scară de la 1 la 9 la măsurile anticriză. De asemenea, România, o să vedeți, o să le vedeți pe parcurs, cum stăm la sistemul sanitar, de pildă. România e pe penultimul loc din 33 de țări, după țări ca Albania și Macedonia, la sistemul sanitar. Acum avem o criză politică, alea le vedeți dumneavoastră și le citiți. Domnule Bolca, și cum se mai iese din povestea asta? A, de ieșit este foarte simplu. Îmi aduc aminte de niște intersecții la care au căzut semafoarele și se produce o mare ambuteiaj datorită unui polițist de circulație care este excedat de situație și dirigează în stânga și în dreapta. În clipa în care dispare polițistul acesta zăbăuc de situația creată, circulația se fluidizează. Păi se iese într-un singur mod. Guvernul ăsta este criza însăși. Dacă guvernul ăsta dispare, există toate posibilitățile ca această criză să dispară. De ce ne temem atât de ceea ce se numește o criză politică? Ne sperie cuvântul criză? Este vorba de înlocuirea unui guvern cu altul. Este vorba de înlocuirea unor incapabili cu alții care pot să devină capabili. Și spun incapabil bazat pe nota de 1,3. Este mai mult decât umilitor. Iar PSD-ul, iertați-mă, nu-l înțeleg. A intrat într-o capcană extraordinară. Intrând în această guvernare, a intrat ca să fie perpetu umilit de PDL și de președintele Traian Băsescu. A fost umilit prin asumarea răspunderii la cele două coduri cu un simulacru de dezbateri parlamentare. A fost umilit de acceptarea celor trei asumări de răspundere succesive. Este umilit perpetu prin amenințarea vă scoatem de la guvernare. Iar ei nu vor. Sunt cam bancul cu bulă care ajută cu 10 oameni o bătrânică să treacă strada pentru că ea nu vrea să treacă strada. Este deja incredibil. Iar ceea ce s-a întâmplat acum la Cotroceni era previzibil de absolut ieri. În momentul în care domnul Boc declară că îl demite, e o declarație neconstituțională, dar n-are legătură cu domnul Boc, chestia asta cu constituționalitatea. În momentul acela, evident că este o reacție, hai să zicem, de orgoliu a PSD-ului și bineînțeles că astăzi trebuia să apară salvatorul națiunii, președintele Traian Băsescu, care îndeamnă la conciliere. Cum pe noi ne interesează cum se iese din chestia asta? Avem și o întrebare. Cum se iese pentru... înlăturând acest guvern, simplu. Avem și o întrebare pentru telespectatori. Care sunt, în opinia dumneavoastră, prioritățile României? Realitatea zilei, arond, realitatea net, adresa noastră de mail. Vă rog, domnule Tudor Octavian, cum se iese din treaba asta? Ce este interesant e că aici la masă toți au câte o soluție. Eu recunosc singur, sincer de tot, că nu văd o soluție. Ce guvern se înlocuiește? Ăsta cu ce? Cu altul? Cu cine? Cu cei care sunt majoritari în Parlament. Există chiar așa un fond de capacități în Parlament? Păi nu prea e. Cum să nu? Păi dar prin votul uninominal a fost reînnoită clasa politică. Asta nu, e clasa politică nu, reînnoită. Bolca, și eu pot să fac și eu ironii pe sema asta, dar sincer vorbind, asta e o realitate. Nu, sincer vorbind, eu nu prea văd din oamenii rulați până acum la putere înlocuitori de mare calitate.
Există într-adevăr un fond uman cu totul excepțional și neglijat. Se numesc oamenii de afaceri care au construit în acești 20 de ani afaceri puternice și durabile. Ăia știu să facă bani și să pricep să conducă oameni. Au un personal foarte selectat, nu? La firmele particulare lucrurile sunt foarte simple și domnul Dumitrescu a spus foarte clar. Ceea ce se întâmplă acolo nu se discută. Ăștia-s bani. În ce privește însă felul în care domnul Băsescu administrează, ca să spun așa, momentul, mie mi se pare că e unul dintre cele mai constituționale modalități de a trata o situație. Eu nu l-am auzit pe domnul Băsescu spunând, dă-l jos pe Nica. Dumneavoastră poate că știți mai bine de desubturile. Dar din ce se vede, domnul Băsescu acum procedează perfect constituțional. Împăcpați, vă găsiți soluții, nu? Asta este ceea ce înseamnă. Mai abordarea lui a fost, deci două din trei puncte sunt neconstituționale. În primul rând, vă rog frumos să vă uitați la Constituție. El spune așa, dumneavoastră și cu domnul Borcaș ați făcut o alianță care mie mi se pare cea mai bună din România. Noi doi, dacă am aș vrea în alianța dumneavoastră să păstrați un liberal pe care îl luăm ca independent. Nu, dumneavoastră adăugați metafore la ce a spus Băsescu. După care spune așa, după 9 luni de zice, m-am răzgândit, aș vrea și postul domnului Dumitrescu să fie independent, dar să-l aleg eu. Dar am uitat că articolul 65 din Constituție. Ministrul dumneavoastră de interne se numește Nica. Compoziția, după părerea mea, înseamnă procente din fiecare. Cum să schimbi un ministru? Domnul, dar singurul ministru pe care îl vrea este cel care se ocupă domnul Borca, de alegeri. Și a spus ceva foarte interesant. Că deci e uimit. Deci nu e ministrul cum vă lăsați mereu, de ce vă lăsați atâta vreme călcați în picioare, să spunem? Domnul Octavian. Și atunci ar exista câteva explicații. Una explicație ar fi că vă place. Haideți să vă spun eu și dați-mi voie numele Partidului Social Democrat să vă spun în două cuvinte care este rațiunea Partidului Social Democrat. Eu zic să revenim la filmul zilei. Lăsați-mă că este o chestiune extrem de importantă. În 2004, Partidul Social Democrat împreună cu Partidul Conservator au câștigat 37% din suflet. Veniți la 48, lăsați 2004. Lăsați-mă să termin, că o să vedeți. Și ne-am dus în opoziție. Da? În 2008, pe principiul companiilor care câștigă piața, în 2008 am luat cele mai multe voturi valabile exprimate, din lege avem cu două mandate mai puțin. Deci în echilibru, pe domnul Băsescu, care în 2004 te-a refuzat de la guvernare, spune, domnule, moral ai câștigat dumneata, constituțional dumneata. Și acum eu vă întreb, 5 milioane de oameni care au votat PSD-ul, 3 milioane, 2 milioane, ce le spui? Ai câștigat în 2004 alegerile și te-ai dus în opoziție, ai ajuns în 2008 și Traian Băsescu te trimite în opoziție. Am plecat cu bună știință într-un parteneriat. Dar dacă în parteneriatul ăsta, singura țintă a lui Traian Băsescu, indiferent, acum îl va sacrifica pe Boc, eu vă garantez acest lucru, ca Ministerul de Interne să fie pârghia în mâna lui în următoarele 50 de zile, că sunt importante pentru campania electorală. Dumneavoastră, nu oprim puțin sistemul. Nu, stați puțin, nu oprim puțin. Și vă rog, trebuie să-mi permiteți să punem lucrurile. Domnul Tudor Octavian să-și încheie expozeul și replica dumneavoastră, după care sper să trecem la filmul zilei. Eu, din ce am aflat în această perioadă, e că în momentul de față, pârghia Ministerul de Interne e în mâna domnului Vanghelie și a lui Hrebenciuc, nu e în mâna domnului Gioană și a PSD-ului. Sunt două lucruri diferite. Că e mai discret că asta, treaba asta se face, că se face la vedere, că se face violent, că se face cum a făcut-o domnul Hrebenciuc cu insulte de felul ăsta, cu bețivul și... Dar este clar că Ministerul de Interne este un instrument pe care îl dorește atât de mult PSD-ul, încât e în stare și acum să se facă în continuare de râs, luptând cu niște mijloace care îl descalifică. Nu, stați, da, așa, la un negociu. Stați puțin. Adică, deci, doamna Barbu are o întrebare. Ce trebuie, vă rog. Deci PSD-ul a dorit acest minister de la începutul coaliției, nimeni nu s-a opus. Dar de ce, doamnă? De ce? Așa au fost negocierile doamna la început. Barbu, ei l-au dorit la începutul coaliției și acum îl doriți dumneavoastră? Domnul, nici vorbă. Corect. Domnul Vanghelie a declarat de ce l-au dorit domnul Hrebenciuc, domnul Mitrea. Sunt membri mai canți ai Partidului Social Democrat. Au declarat de multe luni în urmă. Dați-mi multe voi luni o corectivă. Vanghelie l-a dorit într-adevăr, Mitrea nu. Eu vorbeam de declarații. Au fost explicații publice. Noi nu am știut de ce a fost o miză atât de mare. Au fost explicații publice date de către membrii marcanți ai PSD-ului și au dorit acest minister. Deci v-ați dat seama așa cum îl vreți. Au fost trei miniștri schimbați de PSD. Partidul Democrat Liberal nu s-a opus. Deci trei miniștri. Am avut pe domnul Oprea, l-am avut pe domnul Dragnea, l-am avut pe domnul Nica. Domnul Nica a făcut greșeli care, pe care le știm. Puneți una. Care?
foarte multe. Dați-mi una, dați un exemplu. Care a fost explicația publică a domnului Nică atunci când domnul Vanghelie a spus public că are control asupra arhivelor de la DGIPI? Doamna ministru, care a fost explicația publică și comportamentul dumneavoastră când pe vremea lui Vasile Blaga Omar Haisam a fugit din România și 6 luni de zile ministrul de interne la nicio măsură și a fost de rușinea Europei? Vă rog frumos să-mi răspundeți la întrebare. Când instituțiile statului pe care domnul Vasile Blaga a spus acum pentru prima dată a avut informații, a venit Nică și Haisam n-a mai fugit. Domnul Zgona, Haisam n-a fugit din România, a fost alungat din România ca să scape. Pe vremea PSD-ului. A venit domnul Nică și n-a mai spus că vor fi fraudate alegerile. Eu știu că tensiunea a venit aici și ne-a spus că există suspiciuni că vor fi fraudate alegerile următoare. A vorbit de faptul următoare. Că nu mai există autobuze de închiriere. Da, dar în acest context, Toma ministrul Barbu, de dar poate că a vrut să închirieze și n-a mai găsit. Da. Dar dumneavoastră ați găsit imediat, în secunda 2, 10 de firme care au mijloace de transport de închiriat. Absolut. Da, și ministrul de interne, deci cei care vor să călătorească cu autobuzele pot sta liniștiți. Ați văzut-o că PDL-ul nu închiriază microbuze. Vă rog, am făcut spectator din doi invitați, nu se poate. Dar de ce v-ați supărat dumneavoastră cu microbuzele? Vă rog frumos. Dar Nica n-a pronunțat PDL. Ați sărit ca arși. Stimați invitați, eu înțeleg că tensiunea e maximă între cele două partide. Responsabilitatea este egală a celor două partide care conduc România. Corect, eu așa consider că avem responsabilitate egală în acest guvern. Dar ce v-ați speriat când am spus că o să punem camere web să reinstaurăm măcar în această emisiune? Nu pretind că mai puteți să instaurați la guvern regula asta, să vorbim pe rând. Dar în această emisiune să vorbim pe rând, vă rog frumos. Mergem. Vă rog, domnule Borcaș, ne oprim puțin. Ați reacționat emoțional. Trebuie să... Iertați-mă, ați făcut o greșeală față de declarațiile... Știți ce curge pe ecran? Starea sau halul României de azi. Deci a spus că responsabilitatea esențială în această guvernare revine PDL-ului. A fost la reuniunea de la sala Palatului. Bun, eu am rugămintea să avem considerație. Vă rog frumos, haideți să vorbim pe rând. Vă rog eu frumos, avem considerație pentru cei 700.000 de șomeri din România. Vă rog să avem considerație pentru nota de 1,3 pe care a luat-o România la măsurile anticriză și să avem considerație și pentru modul în care s-au petrecut evenimentele. Sigur, eventual și pentru datoria externă să avem considerație, 76,7 miliarde de euro, fără precedent în ultimii 10 ani. Și mergem acum cu șirul evenimentelor, Palatul Victoria, Senat, Palatul Cotroceni, astea au fost punctele fierbinți de decizie politică. Primii 3 oameni în stat, Emil Boc, Mircea Joană și Traian Băsescu, bine, în ordinea inversă, poate, și-au jucat în aceste locuri cărțile guvernării. Să vedem care a fost filmul declarației. Primul moment important al zilei s-a consumat la Palatul Victoria. După ora 13 voi înainta președintelui României propunerea de remaniere. Dacă partenerii de la PSD doresc această coaliție, atunci ei fie îmi propun un nou ministru, fie îmi propun din rândul miniștrilor PSD un interimar. Miniștrii PSD au fost convocați de urgență la cabinetul lui Mircea Joană de la Senat. Nu revine asupra acestei chestiuni, se retrag toți membrii PSD-ului. Domnul Emil Boc a scos coaliția din priză și acum nu găsește instrucțiunile să bage ștecherul la loc în priză. Tot de la Senat, Mircea Joană îi răspunde premierului Boc. Reiterăm decizia noastră și miniștrii noștri sunt pregătiți ca imediat după ce eventual domnul Băsescu va accepta și va semna cererea de revocare avansată de primul ministru, aceștia să facă gestul de onoare și gestul de demnitate politică și publică de a demisiona. Premierul trimite la Cotroceni cererea de revocare a lui Dan Nica. Am trimis președintelui României propunerea de revocare din funcție a ministrului de interne și în aceste condiții de asigurare a interimatului de către Vasile Blaga până la nominalizarea de către PSD a unui ministru care să ocupe poziția oficială în cadrul Guvernului României de ministru de interne. Președintele Traian Băsescu îi convoacă pe liderii coaliției la Cotroceni. Administrația prezidențială anunță că Mircea Joană a declinat invitația, deși inițial confirmase participarea. Liderul PSD iese la declarații la Senat. Sunt dispus să merg la Cotroceni. Subiectul Dan Nica nu este un subiect de discuție. Sunt dispus să merg și în acest moment. Administrația prezidențială anunță că Joană s-a răzgândit și vine la întâlnirea de la Cotroceni. Vă mulțumesc că în cele din urmă ați dat curs invitații. În continuare, discuția trebuie să fie...
Mircea Joană iese primul de la consultări. Propunerea pe care domnul Băsescu a avansat-o de a găsi un ministru independent la interne este evident o soluție care încearcă să mimeze dialogul. Soluția cea mai bună ar fi un guvern cu un prim-ministru independent. Fiecare cu soluția lui. Acum, domnule Ghișe, dumneavoastră ați ascultat mai mult aici argumentele. Treaba asta cu ministru independent la interne sau ministru din opoziție. Dacă vă cere un ministru președintele ca să rezolve criza politică, să presupunem că partidele cele două aflate la guvern ar accepta, ați da un ministru de interne? Nu. N-ați da. Dar ce parcă e după dumneavoastră? Pe Predoiu cum l-ați dat la justiție? Partidul Național Liberal cineva? A decis ieri în biroul central că Partidul Național Liberal nu susține acest guvern până la alegeri. După alegeri va fi un alt guvern, vom discuta. Însă ce este esențial? Președintele Băsescu, prin soluțiile propuse, a propus să nu se respecte protocolul coaliției. Acolo spune că ministerul X este la PSD, ministerul Y este la PD. Internele revine PSD-ului. Oricând vii și propui un independent sau un om din opoziție, este clar că din acea clipă nu se mai respectă protocolul. Nu e adevărat. A spus un om de-al dumneavoastră, puțin, sau dacă nu aveți un om de-al dumneavoastră, gândiți-vă la o soluție. Propuneți un om de-al dumneavoastră. Sunteți amabil. L-am ascultat cu mult respect. Președintele Băsescu a eșuat în absolut toate proiectele sale politice. Visul domniei sale, guvernul PSD-PD, este coșmarul românilor. Asta este esența acestei probleme. Dânsii se ceartă pentru relații de putere. N-au treabă cu criza cetățenilor. Și ce ați arătat adineori pe ecran, acele cifre și rapoarte internaționale demonstrează dezastrul în care merge țara, iar președintele Băsescu un singur scop. Să îngroape pe PSD, să aibă o șansă mai mare să fie reales. Are altceva domnul Tudor Octavian de făcut o precizare, ne întoarcem la doamna Barbu. Eu văd cum se poartă o seamă de miniștri cu premierul. Pentru mine, premierul este un om care trebuie să aibă putere de decizie și să fie ascultat. Dacă însă, atunci când un ministru spune, nu fac, nu vreau, cei din spate lui spun, nu te lăsa, nu te lăsăm să te... nu ceda. Eu nu cred că asta se mai cheamă guvernare. De la început, modul în care miniștrii dintr-o parte și din alta s-au raportat la premier a fost unul vicios. Nu puteți să mă contraziceți pentru că tot timpul au mers pe contra. E ca și cum aveau de făcut ceva împotriva premierului, nu împreună cu premierul, cu excepția câtorva miniștri. Păi sunt frații din PSD. Știți de ce? Pentru că această alianță... Nu este un ministru PSD care să fi făcut o afirmație împotriva primului ministru. Nu, afirmație. De când a fost depus jurământul până astăzi, vă rog frumos. Deci noi nu avem niciun ministru al Partidului Social Democrat care să domnul fie Sconea, și să fie făcut o afirmație împotriva... Domnul Nica nu e doar un ministru, este vicepremier, domnule. Pentru cei care urmăresc mi se pare anormal și care sunt în criză, lucrul ăsta e deja istorie și e mai puțin relevant. Poate că vor să știe cum ieșim de aici. Pentru că chiar logica pentru care s-a format alianța a fost asta. Dom'le, trebuie să luptăm cu criza, trebuie să avem o majoritate. Ei, uite că nu mai e. S-a ales praful. Doamna Barbu era la rând totuși. Vă rog, doamna Barbu, s-a ales praful. Cine și-a asumat răspunderea? În momentul acesta, că s-a ales praful. Așa cum și ieri, PSD-ul putea să vină cu o propunere. În momentul acesta, soluția este la cele două partide. Da. Deci cele două partide dar care baza, formează coaliția soluția, dar trebuie baza să unde? Se întâlnească, să dialogheze și să găsească o soluție rapid. Că PSD-ul vine cu o propunere de ministru sau un ministru interimar până vor identifica pe altcineva, era valabilă și ieri această variantă. Eu nu cred că PSD-ul înseamnă Dan Nica. Nu cred că un singur om din Partidul Social Democrat este atât de important și Partidul Social Democrat nu mai are și alte întrebare. Variante. Dacă v-ar fi nu prea țineți la oameni, noi am trimis profesioniști, nu prin fluturi cei care sunt în guvern. Încercăm să schimbăm pozițiile ca să ne iasă o analiză corectă. Dacă ar fi fost premierul PSD și vi l-ar fi schimbat pe domnul Blaga, ce ați fi făcut? Cu siguranță, dacă era motivația asta, era partidul venea cu altă propunere. Aceeași motivație. Aceeași motivație. Dacă domnul Blaga ar fi făcut aceste greșeli,
cu siguranță nici n-am fi așteptat să-l schimbe primul ministru dacă era de la PSD și am fi venit noi cu o propunere. Dacă ar fi făcut acele greșeli, dar eu vă garantez că domnul Blaga nu ar fi făcut aceste greșeli. Dar vă întreb... Cu siguranță știu și vă amintesc că miniștrii Partidului Democrat Liberal au fost într-un cabinet în care a fost domnul Tăriceanu prim-ministru. Care era rău. Ei erau buni. Doamna Barbu, pe considerentul următor, cine greșește pleacă? Nimeni nu a făcut declarații. Pleacă și cei care sunt responsabili pentru. 1,3 notă pentru măsurile anticriză. 76,7 miliarde de euro împrumuturi. 700 de mii de șomeri. Pleacă și cei responsabili de guvern, din guvern pentru aceste fapte de vitejie? Pleacă acasă? Cu siguranță, domnul Dumitrescu, dacă în această perioadă existau soluții mai bune și nu au fost luate, sigur ar fi plecat, dar au fost luate cele mai bune soluții pe situația din România. Pentru că spunea domnul Ghiș aici de mandat legal. A avut guvernul Tăriceanu mandat legal să prăduiască atâția bani de la buget? A avut mandat legal să cheltuie din Fondul Național de Dezvoltare 3 miliarde de euro fără să dea socoteală? Răspunsul este da. Niciun mandat legal. Cine are altă părere să facă o plângere la parchet? Altfel minte. Altfel minte. Dar stați puțin. Să nu amestecăm planurile. Să știți că și cetățenii care ne urmăresc au mandat legal să răspundă la aceste întrebări. Face treabă și o strategie. Și noi acum, domnul coleg. Păi dacă nu astea vorbiți de trei ori, atunci spuneți că vin data viitoare. Stați puțin. Guvernul Tăriceanu a avut mandat de la Parlament să crească salariile cu 60%. Au crescut cu 100% în 4 ani. Vă rog, ne oprim puțin pentru că spectator, are următoarea remarcă. 76 miliarde euro datorii sunt acumulate de clasa politică. Acești bani sunt în salariile și pensiile absurde de peste ani ale bugetarilor. Acești bani sunt în palatele politicienilor, polițiștilor, generalilor. În sfârșit, acești bani, în calitatea lor de datorie, nu vor fi returnați niciodată. E imposibil. România nu are niciun fel de ramură economică care ar putea produce bani. Nici nu va avea. România este vândută acelor bănci de la care datorăm acești bani. România nu mai este independentă și suverană în mod real. România nu mai există. Este opinia unui cetățean. Vă rog, domnule Zgonea. Cine își asumă răspunderea pentru dezastrul ăsta care s-a emoțional. Haideți să ne întoarcem la discuție. Ne întoarcem. Ne întoarcem la criza asta politică suprapusă peste o criză economică. Și a avut nevoie... Când a spus că funcția de vicepremier trebuie să fie cumulată cu cea de ministru de interne, că PDL-ul are trei mandate mai mult și că vrea să aibă mai mulți oameni în guvern, am acceptat. Când a spus că trebuie să-și asume răspunderea pe trei legi care le aplicăm de la anul, deși încalcă procedura parlamentară și Parlamentul este reprezentantul poporului român, am acceptat. Și după aceea ne-a spus că în 6 luni de zile mai modificăm pișpicolea prin punctele esențiale. Când ne-a spus că să nu spargem coaliția și să nu avem niciun punct de vedere decât în cadrul coaliției, pentru că luăm împrumutul de la femei, am acceptat. Acum când am luat împrumutul și plătim pensiile și salariile și noi am fost corecți, la prima discuție în coaliție n-am venit să discute despre măsurile anticriză, despre ce facem mai departe. Am venit și a spus, băieți, îmi pare rău, eu am o placă acum pe gramofon și trebuie să vă cânt. Și eu m-am gândit că Dan Nica, care răspunde de alegerile prezidențiale următoarele 55 de zile, trebuie să fie înlocuit. Ghiși cu cine? Cu șeful de campanie al PDL-ului. Ghiși o fi candidatul PDL-ului. Păi Bănescu o fi nevastă, n-a de acasă. Sau fiul meu de 11 ani, care îi dăm dreptul să candideze. După care, în această chestiune, spune, am trimis hârtia. N-am trimis hârtia. Eu am hotărât să remaniez, de fapt, Constituția spune că președintele. Președintele în prima zi ne zâmbește și ne spune că nu știe, a doua zice, ți-a dat cu parul în cap, ia vină tu mâine la mine, ia mai întâlniți-vă o dată. Dar între timp, eu semnez să fie Vasile Blaga 45 de zile și hai să facem o strategie în care noi suntem proști, ăștia care am votat PSD-ul, și trebuie să acceptăm că tu spui oamenii acolo, schimbi legea, nu mai vrei să pui camere de luat vederi, dai afară judecătorii din procesul electoral, ca nu cumva că ți-ai pus în cap și te-ai certat cu ei, poate găsești o soluție care negocia cu notarii, dar n-au vrut nici ei săraci, pentru că nu se bagă în această chestiune, și facem și o ordonanță acum, că nu mai avem judecători. Și facem o lege încât să fie bine. Autoritatea electorală permanentă negociază direct un soft, prin încredințare directă, sub mandatul dat de Emil Boc, pentru prima dată în istorie. Și atunci o să vedem cum o să fie softul ăsta. Și ce o să facem noi în următoarea perioadă? O să spunem, domnule, alegerile s-au dat prin decret.
ca și parlamentarismul. O să fie prin decret prezidențial. Iar dumneavoastră o să aveți o emisiune ca în Zimbabwe. Când o să vă dea domnul Băsescu, o să spuneți 3 minute. Dacă nu, o să vă dea numai reclame cu Traian Băsescu. Dar de unde știți, domnule? Domnule? Nu, suntem atât de proști și atât de... Eu văd ce la atunci era pretorie. Voie să vă invit la cuvânt. Bun. Când Partidul Social Democrat a organizat alegerile dumneavoastră ca și convenția din care ați făcut parte și ați dărâmat două guverne și un ministru care era în o criză politică, în funcție, era schimbat, criză economică. Noi am organizat alegerile. Domnule Bolcaș, e foarte simplu. De ce vă e frică? Parteneriat cu noi dacă am o rugăminte. Stimați invitați, pe cuvânt de onoare. Aveți două momente și două locații în care vă puteți certa împreună când doriți. Ori în seara asta la 9, la ședința coaliției, ori mâine dimineață la 9. Aici, în emisiune, încercăm să găsim niște răspunsuri. Cine răspunde de criza asta, domnule? Răspunsul este foarte simplu. Să nu uităm că luni este 5 octombrie. Și o să vreau să văd masele astea de șomeri și de muncitori care urmează să fie dați afară, huiduind PSD-ul care este la guvernare. Să huiduie singurul partid care să pretinde că este de stânga. Asta a făcut PSD-ul până acum. Domnul Zgonea a spus tot ce au acceptat până acum. Cu asta am început și eu, dar am spus cu asta ați fost umiliți până acum. Dar demnitate numai în țara românească. Avem un proverb pe care ni-l trimite domnul Dăscălescu, un telespectator. Țara arde de tătari, fata bea cu lăutari. Sunt câteva din citatele care justifică situația României în momentul de față. Domnule Tudor Octavian. O casă, o familie se guvernează la fel ca o țară. Ceea ce observ eu este că toate măsurile luate în aceste 9 luni de soluții de criză n-ar fi valabile într-o familie. Într-o familie oamenii consumă exact atâția bani cât au. În această perioadă o familie n-angajează o femeie de serviciu cu bani împrumutați de la vecini ca să o plătească. Nu? Totul se restrânge. În această perioadă au fost angajați câteva sute de mii de... și înainte, și 400 de mii de oameni în sistemul administrativ de stat. 400... Poftim? 550 de mii. 550 de mii. Mai trece câteva zile și vom afla că vor fi 800, că sunt 800 de mii. Adevărul este că peste tot unde te duci e o puială de angajați că nu poți să răzbești în instituțiile statului. Ori asta înseamnă salarii. Ceea ce e valabil, repet, ceea ce e valabil pentru o familie nu este valabil pentru guvernare. Adică o măsură rezonabilă, înțelegere între părți, nu? Dumneavoastră, domnul Zgonea, aveți dreptate în tot ce spuneți, numai că dreptatea dumneavoastră nu înseamnă că e și bine. Faptul că ați acceptat acest lucru e adevărat. Dar asta nu înseamnă că ați făcut un lucru bun. De ce? Pentru că de la început, domnul John a spus, eu voi fi președinte. De la început a spus, eu lupt contra voastră. Nu e niciun secret. Să vă spun ceva mai vesel. Vă rog frumos, stați puțin. Bun. Pentru că asta, adică de la început PSD-ul și-a propus două lucruri. Să-l radă pe Băsescu și, și să-și dovedească calitatea de câștigător al alegerilor. A spus că asta a fost, ați început mea să spuneți, am câștigat alegeri. Domnul Joana tot timpul a spus, am câștigat alegeri. N-ați câștigat, sunteți egali. E corect. E corect. Când sunteți egal, trebuie procedat cu rațiune și cu înțelegere. Când dai pe unul afară din casă, e greu să-l primești înapoi. Foarte bine. De ce nu puteți să aveți o dare 60 de zile? Țineți cont, vă rog, stimați invitați, această casă e a noastră a tuturor și se numește România. Mai consultați-ne și pe noi, ăștia amărâții, când vreți să dați pe cineva afară din casă, oricare dintre dumneavoastră. Dar democrat-liberalii au fost informați de șeful guvernului încă de duminică seara că Dan Nica urma să fie remaniat. Declarația a fost făcută în emisiunea Ora de Foc de Radu Berceanu, ministrul transporturilor. În schimb, Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, a susținut că mutarea lui Nica de la interne a fost dictată încă de săptămâna trecută. În urmă cu aproximativ două luni sau două luni și jumătate, domnul Nica deja avea informații, fiindcă lucra la Ministerul de Interne, nu la cultură și nici la agricultură, că așa. Domnul Blaga are întâlniri cu anumiți foști angajați ai Ministerului de Interne, pregătea schema și birourile unde se va muta. N-am luat-o în serios atunci. Deci mutarea era dirijată, era dictată poate de că uităm o niște săptămână, lucruri. Era în plic pusă și doar s-a aplicat. Puneți un om și să încheie totul. Care-i problema? Mi se pare absolut de neînțeles cum PSD-ul
L-au făcut bețiv pe Traian Băsescu în toate felurile. L-au acuzat că el e la manetele acestei manevre. După care au intrat în ședință și au ieșit cu o rugăminte fierbinte către Traian Băsescu. Nu, e bețivul, fals. Nu e, da? Nicio rugăminte. Și anume, domnule, vă rugăm noi frumos, nu-l demiteți pe Nica, nu acceptați propunerea de revocare și atunci noi rămânem în guvern. Nu așa s-au... N-are nicio logică chestia. Nu, dumneavoastră exagerați. Pentru că ne apropiem de publicitate, o să vă rog 30 de secunde să aibă intervențiile, pentru că o să revenim la subiect. Se știa de mult că asta e schema, doamna Sulfina Barbu? Eu personal nu am știut. Pentru de că pe domnul schema, Ilie Sârbul, cred, este cel care ne-a spus că s-a negociat această coaliție cu 2 ani înainte de alegeri. Pe Ilie Sârbul, eu cred. Are mult mai multe informații decât membrii Partidului Democrat Liberal și care sunt și în conducere. Bun. Eu vă spun onest că nu s-a știut de această mișcare și n-a fost nicio stratagemă. Domnul Berceanu spune că de sâmbătă, domnul Ilie Sârbul zice că de vreo lună și ceva. Domnule Zgone. Au mai fost propuneri în cadrul coaliției pe care PDL-ul a făcut, pot să le spun acum, pentru a schimba Ministerul de Interne cu alt minister, pentru că aveau nevoie de Ministerul de Interne. Adică să vă dea la schimb aceste propuneri alt minister contra Ministerului de Interne. Păi, slăbiciunea pe care au făcut-o este clară. Ce minister să vă dea la schimb? Că acum ați spus că nu puteți spune. Minister Economic. Care? Ministerul Economiei. Bun, vă rog, domnule Ghișe, e plauzibil ce spune domnul Ilie Sârbu? Președintele Băsescu este Scorpion. Știți bancul cu Broscuța? A înțepat Broscuța și a murit Broscuța. Președintele Băsescu a distrus 3 guverne. Guvernul Ciorbea, primul guvern Tăricianu și ăsta este al treilea. Cât timp va fi președinte, tot așa va face. Domnul, dacă un om poate să distrugă 3 guverne, sunt două explicații. Ori guvernele au fost foarte slabe, ori omul este foarte puternic și trebuie folosit pentru ceea ce poate el. E puternic și o să fie... Domnul, cred că nici nu știți cât de mic începe să fie. Exagerați. Guvernele acelea au fost foarte, foarte slabe. Asta este explicația. Dar e plauzibil ce spune domnul Ilie Sârbu că de vreo 2 luni se pregătea mutarea asta? Este evident că e vorba de un scenariu. Ne așteptam să fie scenariu cu doamna ministru Andronescu, dar nu era așa de spectaculoasă. Se naște acest conflict și apare salvatorul națiunii Traian Băsescu. E plauzibil ce spune domnul Sârbu? Da, domnul plauzibil. E momentul de față. Eu sunt convins că la nivelul Partidului Național Liberal și al PDL-ului există niște discuții în eventualitatea unei toamne bogate. Da, mă contraziceți? Da, vă contrazic. Bun. Deci, e o speculație fără niciun fundament. Partidul Național Liberal n-are ce discuta cu aceste două fese, cu FSN-ul ăsta, ramura stângă și dreapta, nimic până la alegerile de aceea noi spunem că ne trebuie un alt fel de președinte. Și o să-i spun și colegului de la PNL, care poate nu știe. Datorită crizei generate de Traian Băsescu, să nu plângeți la mormânt. Consiliul Administrației al Băncii Naționale n-a putut să fie audiat astăzi pentru că PDL-ul aseară a trimis nominalizările. Deci știa ce se întâmplă în această desfășurare. Și acest lucru se va repercuta asupra leului, e vorba asupra de oamenilor conducerea băncii de guvernator de administrație. Rămâneți cu noi, o să revenim după o scurtă pauză și vă rog să nu ratați partea a doua emisiunii din această seară, pentru că în exclusivitate vă prezentăm ce i-a împiedicat pe PSD-iști și pe PD-liști să continue în liniște să guverneze împreună. Nu este un document, nu este o informație pe sursă, este ceva foarte palpabil. Așadar, după ora 20 o să vă prezentăm vinovatul crizei politice, dar ne întoarcem imediat la discuția noastră. Da, mamă, ce s-a întâmplat? Nu, mamă, nu sunt izmene, pe bune acum. Nu i-am furat izmenele lui bunicul. Da, mamă, trebuie să intru în direct. Hai, lasă-mă, te rog, te sun eu după. Și așa vorbim de 10 ori pe zi, de parcă am 6 ani. Sună-i mai des pe cei dragi, pentru că acum te abonezi la Vodafone Familia și ai mii de minute în fiecare lună să tot vorbești. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Peste 100 de surprize Kinder Joy aduc fantezie în lumea ta. Acum descoperă în Kinder Joy și surprizele Ice Age 3. Da, mă, și îmi dai un telefon. Nu. Zic să mă suni. Abonează-te la Vodafone și alege-ți telefonul Vodafone 533 în culoarea preferată. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone.
Uite, am învățat să-mi vorb pizza ca băieții de la pizzerie. Ups, vai, pete de grăsime. Cum le mai scot eu acum? Nicio problemă pentru noul Vanish Oxi Action Intelligence Plus. Hai să facem un test. Iată, detergentul nu e suficient, dar împreună cu formula inteligentă Vanish înlătură chiar și petele de grăsime. Wow, nici urmă de pată. O doză de Vanish la fiecare spălare crește puterea detergentului tău. Să mai iau o pizza? Vanish, ai încredere în roz. Uită de pete. Viena, doar la un pas de vals. Călătorește direct din București către Viena de la 46 de euro. Rezervă acum pe www.blueair.ro sau la call center 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Ce-mi face tenul mai frumos? Nivea Visaj. 1. Îl curăț cu gelul de curățare reconfortant. 2. Îl tonific cu loțiunea tonică revitalizantă. 3. Îl hidratez cu crema de zi. Programul în 3 pași de la numărul 1 în îngrijirea feței în România. Nivea Visaj. Pentru că frumusețea este o stare de bine. Titla de 1 milion de RON poate fi în orice magazin. Trimite prin SMS la 1873 codul timbrului și poți câștiga la Dan Diaconescu direct o mașină pe zița 1 milionul. Le General de Gaulle. Revoltare in DS. Un C4 WRC. 90 de ani de inovație Citroën pentru toți. Oferte istorice pentru tine. Citroën C1 de la 7090 de euro. Citroën, creativ tehnologie. Acum scena cu Bayezid. Tu ești Mircea. Nu. Vorba scurtă, sărăcia omului. Stai la povești pentru că ai 600 de minute și 600 de SMS-uri în rețea, plus 30 de minute naționale și internaționale cu doar 3,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Animalele Planetei, prima enciclopedie completă despre animale pentru întreaga familie. Află totul despre fascinanta lumea animalelor. Primul număr la doar 2,99 lei. Acum la chioșcuri găsești al doilea număr împreună cu primul biblioraft al colecției gratuit. Urinările dese încep să preia controlul vieții tale, e timpul pentru Prostenal cu Perfect Complex. Cu 3 substanțe naturale active, Prostenal te ajută să urinezi mai ușor, sprijină buna funcționare a aparatului urinar și menține sănătatea prostatei. Prostenal și viața își reia cursul normal. Produs garantat Valmark. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ți-ai luat un televizor fără antenă sau cablu? Atunci de ce să ții un calculator fără un sistem de operare pe el? Fii deștept! Ia-ți acum super laptopul Acer cu Vista Home Premium și procesor Intel Dual Core T4200 la numai 1899 lei plus TVA. Ofertă valabilă doar la depozitul de calculatoare. Locul unde găsești totul în materie de componente specializate. Vino acum la Cermanos! Ia-ți telefonul Motorola ZN300 cu garanție pe viață la numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option Plus. Pentru telefoane mobile, întreabă la Cermanos! Sunt clipe în care dorești să vorbești din suflet. Raffaello, o inimă de migdală într-o cremă delicată cu fulgi proaspeți de cocos. Raffaello, mai presus de cuvinte. Un balonaș, două balonașe, până la sută nepoțele. Sigur, mătușică, aș face orice pentru casă, ca să fii tu fericită. Atât de mult îți dorești o casă? Millennium Bank te ajută cu un preț mic. Alege creditul ipotecar și ai 6,5% marjă peste Euribor sau Robor la 3 luni și 0% comision de administrare. Millennium Bank. Viața ne inspiră. Da? Reîncarcă-ți cartela Cosmote și norocul îți poate surâde. Spune da premiilor și poți câștiga 10.000 de euro săptămânal și 10 euro credit pe zi. Ia ce rămâne. Cosmote, alături de tine. Tu ce-i face cu 90 de bani? Mi-aș lua o gumă cu surprize. Aș juca doar un joc.
I-aș da băiatului care îmi spală parbrizul. Eu aleg nutriția echilibrată de care are nevoie familia mea. Pentru că voi, mamelor, știți că nutriția echilibrată în fiecare zi e foarte importantă. Danone vă oferă același iaurt Nutri-Day, foarte cremos și gustos. Acum la un preț foarte accesibil. De numai 90 de bani. Danone Nutri-Day. Pune preț bun pe nutriție. Danone. Poftă de sănătate. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ne-am întors așadar în direct la realitatea zilei. Vă reamintesc întrebarea noastră, care sunt prioritățile României. Ne puteți enumera aceste priorități pe realitatea zilei @realitatea.net. Dar haideți să vedem declarația de ultimă oră pe care a făcut-o domnul Mircea Joană, președintele PSD, la Constanța. De când propune cineva un ministru în norma PSD-ului? De ce să nu propunem, cum ar fi mai bine, revocarea ministrului finanțelor și a economiei, pentru că problema competenței economice acestui guvern este cea mai proastă? De ce nu la transporturi, unde sar locomotivele și vagoanele de pe tren în fiecare zi, la domnul Berceanu? De ce ne uităm acolo într-adevăr, în curtea proprie? Și dacă cei de la PDL vor să-și curețe ograda de proprii lor colegi care sunt în multe, multe cazuri incompetenți, atunci putem discuta despre remaniere de guvern. Dar remaniere doar în curtea PSD-ului și independent pe cota mea de guvernare, să-și o facă PDL-ul și după aia ne mai gândim. Asta cu cota mea de guvernare e ca și când am țara mea și mă mândresc cu ea. Da. Revenim, doamna Sorfina Barbu, totuși, cei de la PDL sunt puri, neprihăniți, fără de greșeală, merită să stea în funcție până se stinge lumina. În primul rând, evaluarea sau o face... Sau ei, în orice caz. În primul rând, evaluarea o face premierul. Să ne amintim toate guvernele. Tot de la PDL. Cel care face remanieri este primul ministru. El își apreciază membrii cabinetului. Cât de eficienți sunt, dacă sunt buni sau nu, dacă aplică programul de guvernare sau nu. Nu vin remanierile din partea oricui. Doi, cei din PSD au posibilitatea în coaliție să-și spună toate nemulțumirile. Dar până acum n-am auzit nicio măsură propusă în guvern care să fie contestată de Partidul Social Democrat. Sau să spună, nu suntem de acord aici cu Partidul Democrat Liberal, avem o divergență de opinie și am discutat și am ajuns la o soluție. Cred că acesta este dialogul care trebuie să aibă loc între partide. Și dacă vorbim un exemplu acum online. Legea electorală. În realitate, vreau să vă dau un exemplu. S-a discutat și a fost un grup de lucru din ambele partide. Doamna Barbu, vreau să vă dau un exemplu ca să vă contrazic, ca să nu mai spuneți un adevăr. Când că nu pot să spun altfel, că e un adevăr. Că nu dai un adevăr. Vă rog să-mi permiteți să-mi duc ideea până la că ne vine rândul la fiecare. Ne vine rândul și în emisiune și în afara ei. Apropo, așa, că mai e puțin și vin alegerile. Așa, dacă fiecare pot să spun și o grămadă de lucruri despre Băsescu sau despre Emil Boc, dar nu-mi stă în caracter. Să o lăsăm pe doamna Barbu să încheie și urmați dumneavoastră. Colegilor dumneavoastră de partid să vorbească toate abjecțiile la adresa președintelui României, dar trecem peste asta. Soluția este de dialog și de discutat în coaliție, în interiorul coaliției. Cele două partide, asta trebuie să facă și partidul meu, în egală măsură ca și Partidul Social Democrat. Ajungem la domnul Zgonea. Din declarația domnului Joană rezultă că nu vă mai întâlniți cu dânsii, nu? Să discutați. Aș vrea să comentez, nu pot să-mi permit să comentez declarația președintelui Partidului Social Democrat, pentru că nu sunt eu în măsură, dar pot să vă spun două neadevăruri pe care doamna Barbu cu bună știință le-a prezentat în emisiunea noastră. Primul, întotdeauna un parteneriat pe baza care se face un guvern și pui un prim-ministru este de căpătâi, o înțelegere. O înțelegere scrisă. Că de înțelegere verbală între PDL și orice partid de pe scena politică nu poate fi vorba, asta știm și noi. În ultimii 10 ani, nu în ultimii 5 ani de când trăiam Băsescu. În acea înțelegere, în acel parteneriat, da, să știți că domnul Hrebenciuc este printre puținii, chiar domnul Kelemen v-a acuzat acum câteva zile că nu vă țineți cuvântul. Și știți despre ce este vorba? Este vorba despre negocierea cu limba maghiară în clasele 1-8. Dar haideți să revenim la problemă. Noi am scris negru pe alb că dacă vrem să remaniem, și domnul Emil Boc, care este prim-ministru, am recunoscut că are această posibilitate, prima dată discutăm în coaliție. Din respect pentru cetățeni, din respect de cele 70% pe care le avem și din respect pentru opoziție și pentru democrația din România. N-a fost așa. A venit și ne-a spus la televizor. N-am discutat de ce, care sunt motive, care sunt argumente. Doi,
Există un proiect de lege pe care noi îl susținem, despre casele sociale, și pe care PDL-ul n-a vrut în coaliție. Ce a făcut Partidul Social Democrat? L-am depus săptămâna aceasta ca proiect de lege al tuturor parlamentarilor PSD și va urmări procedura parlamentară. Deci există lucruri pe care noi vrem să le facem în coaliție și pe care PDL-ul n-a vrut. Pentru că nu fac parte din strategia lor de imagine ca Traian Băsescu să iasă ca o fecioară pe 6 decembrie. Știți ce s-a întâmplat azi în Parlament? Știu foarte bine. Pentru că dumneavoastră nu discutați despre faptul că comisia juridică... Și ziua tatălui. S-a votat legea. Ce a votat comisia juridică, asta știți? Legea cu ziua tatălui. Deci noi avem o criză de nu ne mai găsim părinții acasă și asta faceți Parlamentul legea cu ziua tatălui. Este un proiect de lege european în care multe parlamente l-au votat. Dar poate discutăm despre ce a decis comisia juridică astăzi, despre un ministru care trebuia să fie propus și nu l-am văzut pe domnul Traian Băsescu să zică: dragi colegi, vă cer parlamentari, astăzi vă oblig să vă întâlniți de urgență și să respectați, ca în cazul Adrian Stase, să vă cer și în cazul Monica Riții. Și la fel vă cer și pentru cazul Elena Udrea. Să fiți un parlament și să nu blocați acolo, cum ne acuză pe noi, Uniunea Europeană. Vă rog și vă oblig. N-am văzut. Am văzut un președinte care ne spunea cum să mai luăm pe unul din opoziție, dacă Sunteți se poate. Foarte indignați de comportamentul colegilor dumneavoastră de guvernare. Cum de-o sfista 9 luni alături de dușii, dar mai ales de ce? Când Traian Băsescu s-a introdus în această, dar în acest parteneriat, de ce? Întotdeauna a fost problemă. Domnule Bolcaș, din declarația domnului Geană rezultă că nu se mai întâlnesc, gata, e foarte caput greu coaliția. De comentat o declarație a domnului Geană după ce de la un minut la altul s-a contrazis, merg la Cotroceni, nu merg la Cotroceni. Mai poate domnul Geană să-i reproșeze domnului Băsescu că după două săptămâni, după ce a declarat că își dă demisia în 5 minute de la suspendare, nu s-a mai ținut de cuvânt. Domnul Geană este foarte tare în declarații atunci când nu este în prezența domnului Băsescu, s-ar părea. Domnul Bolcaș, vreau să vă permite să vă îmi pare foarte rău pentru dânsul și pentru imaginea pe care o aduce PSD-ului. Este un tip rațional. Se duce chemat de către președintele României. Constituțional, iar președintele Senatului este absolut, trebuie să gândească. Este absolut, nu s-a dus în calitate de președinte a Senatului. S-a dus în calitate de președinte a Partidului Social Democrat, a cărui birou executiv hotărâse că îl va susține pe Dan Nica. Dar nu hotărâse că noi nu ne prezentăm la Cotroceni, domnul Bolcaș. Și eu, ca social democrat, i-am cerut domnului președinte Mircea Geoană să fie președinte social democrat. Noi nu v-am cerut să explicați fiecare virgulă din documentele sau din propozițiile pe care le rostiți. Domnul Bolcaș, un jurist eminent, ne cere nouă ca socialdemocrați să nu respectăm procedurile. Vă rog, eu vă cer demnitate de partid. Prezența, spun cu durere. Prezența noastră spun ne oprim puțin, vă rog, domnule Ghișe. Din declarațiile domnului Geană rezultă că orice punte de discuție e tăiată. Președintele Băsescu, era domnul vorba Geoană, de întâlnirea cu domnul Geoană, PDL-ul, nu domnul cu președintele. Geoană, președintele Băsescu, președintele Geoană, că e și al Senatului și al PSD-ului, se află în aceeași ipostază față de cetățenii României. I-au mințit de i-au stins. Atât cu salariile pentru cadre didactice, atât cu punctul de pensie și cu multe altele. Domniile lor, că e președintele Băsescu, că e președintele Geoană, nu mai au credibilitatea și situația de moralitate în care să fie ascultați. Asta e opinia noastră. De aceea avem nevoie de un alt fel de președinte. Știți un singur caz, poate știți, eu nu știu, dacă știți să ne spuneți. Când domnul Crin Antonescu, în 18 ani de când e parlamentar, ministru, a mințit o singură dată, eu nu știu. Dar știți că de regulă ficiunile se văd după ce ai pârghile puterii. Stați puțin, în 18 ani totuși. Da, dacă ai fost de 5 ori parlamentar și ministru... Da, dacă nu prea te duci pe la Parlament... Deci n-a mințit odată Antonescu. Domnii ăștia Băsescu și cu Geoană, deci partidele care... Păi n-a mințit domnul Antonescu, n-a avut ocazia să o facă. Că n-a în 18 avut... ani de politică nu e ocazie. Da, dar n-a avut putere de decizie, n-a avut responsabilități atât de mari. Dar iară când vorbesc eu, domnul Tudor Octavian... Toată lumea vă întrerupă. Sunt de acord să mă întrerupă domnul Tudor Octavian dacă îmi spune telespectatorilor ce mai ies în pauză despre premierul Tăriceanu. Da, domnule. Vă rog, spune să audă lumea. Da, în perspectiva timpului care trece, din punctul meu de vedere, a fost un premier bun. Și normal ar trebui să fie refolosit, pentru să nu fie dat deoparte, dacă am impresia că dânsul s-a dat deoparte, nu partidul a dat deoparte.
Dar acum vreau să vă întreb dacă mi-e pare rău că n-a spus de... acest lucru în timpul guvernării. Înseamnă că atunci domnul Tudor Octavian nu și-a dat seama. Se rupe coaliția da, asta? Da, nu, dar stai să termin, domnul Dumitrescu. Faptul că sistemul de sănătate este în colaps, că toate cifrele, indicatori macroeconomici, demonstrează că România nu că trece greu criza. Față de alte țări din regiune, România este în cea mai dezastroasă situație. Asta ce probează? Proastă guvernare. Și Constituția în articolul 47 spune: statul este obligat să asigure dezvoltare economică și protecție socială pentru nivel de trai decent. Ce face guvernul președintelui Băsescu, guvern pe care îl reprezintă la televizor domnul Boc? Duce la scăderea nivelului de trai. Deci acest guvern face rău cetățenilor României. Mulțumim. Președintele Băsescu să răspundă cetățenilor pentru asta. Vă rog, domnule Tudor Octavian, gata coaliția asta? Da. 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 Vreau să vă atrag atenția asupra unui efect al datoriei acelea de 76 de miliarde. Știți că există un paradox al datoriilor. La un moment dat, Argentina apărea în desființare. Ori eu n-am auzit până acum țări să moară. Pentru că au întrerupt colaborarea cu Fondul Monetar Internațional. S-ar putea. Timp au menținut colaborarea, au fost pe butuci. Obligația de a ne plăti această datorie va crea, eu sunt convins, un climat de responsabilitate. Domnul, pentru că nu mai avem de unde împrumuta încă 25 de miliarde. Dar de ce trebuie să împrumutăm? Domnul Octavian și stimate domnul Dumitrescu. Domnul Pogea cu domnul Boc trebuia să vină parlamentului să-i spună: domnul Zgonea, doamna Sulfina Barbu, domnul Ghișe, parlamentari aleși de cetățeni, poporul suveran, situația țării e așa, poftiți notă de fundamentare, ne dați mandat să mergem după bani. Parlamentul zicea: am luat la cunoștință, asta e situația, de acord. Bun. Mergeau, căutau bani, veneau și se aproba prin lege. Suntem în situația că împrumutul de 20 de miliarde s-a făcut în mod ilegal. Trebuie să ne oprim. Uzurpare de calități oficiale, abuz în funcție contra intereselor publice și neglijență în serviciu. Parchetul general să se autosesizeze în baza acestei emisiuni. Îi aduc la cunoștință ce am spus ieri în Senat. Bun, e în regulă. Asta e o sesizare și avem se cheamă denunț penal. Avem public. Următoarea soluție, domnule Tudor Octavian. Un telespectator ne scrie în felul următor. Nu glumesc, haideți să construim un lobby pentru a-l convinge pe prințul Charles să candideze la președinție. Ideea este așa de sărită încât cred că putem reuși. Mai bine o echipă germană de management. Da. Asta e singura soluție care ne-a mai rămas? Nu. 10-15 secunde, da sau nu? Nu. Soluția cred că o să iasă în evidență atunci când va exista un dezechilibru între forțele politice. La 33-33% se mănâncă unii pe alții. Da. Dacă va exista o guvernare cu un 38 față de 26%, să spunem, atunci va trebui să asculte unul de altul. Bun. Vor mai veni oamenii la vot în număr mai mare decât rândul trecut, domnule Bolcaș, da sau nu? Da. M-a surprins o chestie spusă de domnul președinte Traian Băsescu, care a fost trecută cu vederea. Să închidă gura partidelor politice. S-ar părea că ăsta este crezul domniei sale. Și unui asemenea crez nu putem decât să opunem un crez democratic al intelectualilor. Eu vă întrebam dacă vine mai multă lume la vot de data asta decât rândul trecut, domnule Zgonea. După tot ce au văzut cetățenii zilele astea. Eu personal sunt dezamăgit de calitatea de mediator și de comportamentul președintelui României. Bun, trebuie să ieșim. Era cu da sau nu? Vă rog, da sau nu? Nemulțumirile oamenilor politici. Bun. Este vinovat Traian Băsescu pentru că suntem în campanie electorală. Pentru că suntem în campanie electorală. Nu ratați partea a doua emisiunii din această seară. Vă spuneam în exclusivitate, vă prezentăm ce i-a împiedicat pe cei de la PSD și PDL să continue să guverneze în liniște împreună. Nu este un document, nu este vorba de o informație pe surs, este ceva extrem de palpabil. După ora 20 vă prezentăm vinovatul crizei politice. Lasă-te purta de gustul de un cafe într-o călătorie în lumea cafelei.
Până și cafeaua ne învață că nu trebuie să plecăm de la idei preconcepute. Astfel, contrar unei prejudecăți care pune semn de egalitate între cafea și băutură latină, cei mai mari băutori de cafea din lume sunt scandinavii. 13 kg de cafea. Atât consumă anual fiecare suedez, așa că n-am exagerat prea tare dacă am spune că în Suedia băutura națională este cafeaua. Se aude că este oferită din belșug și laureaților Nobel după ceremonia oficială. Compatrioții lui Alfred Nobel nu i-ar lăsa pe laureați să se întoarcă în țările și la îndeletnicirile lor înalte până nu ar primi drept răsplată, în afară de milionul de euro, și cafea câtă pot bea. În plus, scandinavii au și propria metodă de preparare a cafelei, o fierb. Nu-i vorba însă despre 2-3 clocote cum facem noi în cazul cafelei la ibric. O fierb sănătos vreo 10 minute până când apa stoarce tot ce se poate din pulberea de cafea. Și uite cum am dărâmat prejudecata că francezii ar fi pe primul loc în ceea ce privește băutul de cafea. Nu că ar sta prea rău cu cele 5 kg și jumătate consumate pe an de fiecare locuitor. Scandinavii îi întrec însă și la fel și japonezii, care au descoperit produsul abia în anii 70. Cât despre italieni, situația lor e similară cu a francezilor, adică le e mai mare faima de cafegii decât cantitatea de cafea băută. Dar dacă luăm în considerare cât de mici sunt ceșcuțele italienești de espresso, am găsit și explicația. Această călătorie ți-a fost oferită de Don Cafe. Ne vedem data viitoare! Doar cu prietenii adevărați te bucuri pe deplin de fotbal. Și cu o bere adevărat. Adună-ți prietenii la un Bergenbier și trăiește la maxim pasiunea pentru fotbal. Află pe prietenii-știu-de-ce.ro mai multe despre Liga Bergenbier. Vezi dublu. Chiar vorbești dublu în rețeaua Cosmote, fără costuri suplimentare. Acum la abonamentul Cosmote Full Option Plus 60, ai 800 de minute și 400 de SMS-uri în rețea, plus 60 de minute naționale și internaționale, totul cu numai 5,95 euro pe lună. Cosmote, alături de tine. Alege smart. Zboară cu Blue Air și primești cadou transportul bagajului de cală. Rezervă acum pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Ziarul Adevărul și-a propus ca în România să existe cele mai frumoase biblioteci din lume. Peste 500.000 de români au deja primele 40 de titluri din colecția 100 de cărți pe care trebuie să le ai în bibliotecă. Continuăm să construim biblioteca familiei tale. Acum Ziarul Adevărul îți aduce o nouă colecție. Pictori de geniu: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso, Dalí, Nicolae Grigorescu, Rembrandt și mulți alții. 14 albume cu cele mai frumoase picturi din lume. Colecția Pictor de Geniu în Biblioteca Adevărul. Din 16 septembrie în fiecare miercuri cu Ziarul Adevărul și Adevărul Literar și Artistic. Doar 12 lei și 99 de bani. Cărți esențiale pentru cultura ta generală. Hai să petrecem! Hei, asta da inteligență! Glade Sense & Spray este atât de inteligent încât știe când să parfumeze. Și când nu. N-a pulverizat. Atât de inteligent! Sense & Spray. Parfumare ultra-inteligentă. Și știi? E de la Glade. Acum 60% reducere la toate aparatele. Te-ai întors la birou. Însă magia verii continuă în toate magazinele SEI. Ia-ți amintirile din vacanță, vino la SEI și pentru fiecare fotografie tipărită mai primești una cadou. Una plătești, două primești. Și asta nu e tot. Cât ai zice hocus pocus, poți să alegi între două telefoane grozave cu prețuri de la 5 euro. Primești mereu mai mult la SEI, iar dacă ești client Orange, ai acum super avantaje. Găsește magazinele SEI în toate marile mall-uri și hipermarketuri. Nu lăsa răceala să te doboare. Încă de la primele semne ia Nurofen răceală și gripă. Rapid și eficient împotriva simptomelor de gripă și răceală. Un ten mai tânăr? Chiar unul nou? Noul A New Reversalist, exclusiv de la Avon, accelerează regenerarea pielii și ridurile se estompează rapid. Tenul meu nu doar arată ca nou, chiar este nou. Sună-ți acum reprezentantul Avon.
Intră în lumea filmelor cu RomTelecom Dolce și profită de cea mai tare ofertă de televiziune a momentului. Peste 1500 de filme pe lună și 6 luni gratuite de abonament. N-ai văzut ofertă de televiziune mai bună decât Dolce. Pentru că aniversăm 15 ani împreună, poți fi de două ori câștigător. Doamna Furnica? Depozitul la termen Alpha Anniversary îți poate aduce 15 excursii plus multe premii lunare până la finele anului. Alpha Bank. Credem în folosirea responsabilă a banilor. Când urinările dese încep să preia controlul vieții tale, e timpul pentru Prostenal cu Perfect Complex. Cu 3 substanțe naturale active, Prostenal te ajută să urinezi mai ușor.